Good friends, are you ready? Yeah. Right. C'est la voie. Slowly as we go. Bun găsit! Astăzi la Secvențe Trinitas ajungem în Africa de Sud. Pentru românii de acolo, Biserica Ortodoxă Română a înființat o parohie pe care părintele Răzvan Tatu o păstorește cu multă dragoste. Conaționalii noștri s-au integrat în această lume exotică, însă oricât de tentant ar fi străinătatea, românii nu și-au uitat niciodată rădăcinile. Părintele Răzvan Tatu, parohul Bisericii Sfântul Apostol Andrei din Johannesburg, s-a mutat în Africa de Sud în anul 2009, inițial pentru o lună. Aflasem că este un post vacant și l-am întrebat pe preafericitul, părinte Daniel, cum este situația de aici și după aceea mi-a propus să vină o lună, ceea ce s-a și întâmplat în februarie 2009. După aceea am hotărât să continuăm cu această inițiativă pentru a ridica o bisericuță pentru românii de aici. Și în iulie 2009 am ajuns cu familia, cu soția și cu fiul meu, Iulian, și după aceea s-a născut și cea mică, Teodora, aici. Dar familia cum a primit această schimbare? Că mă gândesc că a fost o schimbare foarte mare, de la România la Africa. A fost un pic șocat la început, dar după aceea au acceptat și ei provocarea. Nu-și dorea să devină preot. Avea planuri mari cu Facultatea de Științe Politice din București, dar înainte să dea examenul la proba scrisă... N-am mai mers la științe politice și am dat la teologie, filologie. Și astfel a ajuns la Oradea. La Oradea am avut un profesor foarte spiritual, deosebit, la Vechiul Testament, părintele Dumitru Abrudan de la Sibiu, care a fost și decan acolo o perioadă. Și el m-a zis, Răzvane, încearcă pastorală, că eu te văd pe tine că poți să fii și la pastoral. Și după aceea m-am transferat de la filologie la teologie pastorală. Și aș putea să zic că părintele Abrudan m-a marcat definitiv de atunci. Ultima dată a fost în România în anul 2019, pe 2 septembrie. O zi pe care nu o va uita niciodată. Am avut bucuria de a ne întâlni și cu preafericitul părinte Daniel, când a și fixat data simțirii Sfântului Lăcaș, în 2 septembrie 2019. O dată importantă. Da. Prima biserică românească de pe continentul african a fost sfințită în ziua de sâmbătă 30 noiembrie 2019 la Johannesburg. Slujba de târnosire a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Damaschin, mitropolitul ortodox grec de Johannesburg și Pretoria, împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, delegatul preafericitului părinte Daniel, patriarhul României. Am reușit în 2014 să o ridicăm, dar toate finisajele, inclusiv pictura interioară, s-au realizat până în 2017, a durat mult. Și în 2019, de sărbătoarea parohiei Sfântul Apostol Andrei, s-a și sfințit. Înainte să fie biserica, unde slujeați înainte să fie finalizată? Înainte să construim biserica cu binecuvântarea Patriarhului Africii și în al preasfințitului părinte, la vremea aceea Serafim, acum este Damaschinos, am slujit la o capelă a unui hotel dintr-o zonă apropiată și după aceea la capela mitropolitană, Paraclisul Mitropolitan Sfânta Treime, din incinta mitropoliei grecești de aici. Ne mărturisește că ridicarea acestui locaș de cult este un adevărat miracol. Un miracol care ne-a zidit pe toți și ne zidește în continuare. Deși suntem puțini, spiritul este puternic. De români trăiesc în Africa de Sud, însă mulți dintre ei locuiesc și la sute de kilometri față de biserica românească. De vreo două ori am ajuns și în Namibia, unde e o comunitate de 5 sau 6 români.
Și tot așa, într-o sală de hotel am oficiat că acolo nu există deloc biserică, nici comunitatea greacă nu e numeroasă și de aceea nici nu au construit. Și așa am reușit să îi conectăm pe toți, cumva. Țara numără cam 59 de milioane de locuitori, deci suntem extrem de puțini și împrăștiați prin toată țara. Dar românii ajunși acolo, cu ce se ocupă în general? Tot felul de servicii. Ingineri, profesori, simpli muncitori, medici. Familia Bian a plecat din România imediat după Revoluția din 1989. În căutarea unui trai decent, Rodica și Marcel au plecat în Israel, au stat o perioadă și în Grecia, dar s-au stabilit în Africa de Sud în 1992. Avem aici cei doi oameni providențiali din Africa de Sud și din toată Africa, fără de care era mult mai greu. Adică i-ați emoționat. Niște oameni cu inima mare, cei mai dedicați, pe care am întâlnit aici sincer și cu care am trecut prin multe greutăți. Și acum, mai ales că minunea s-a întâmplat anul trecut, ne simțim cu toții duhovnicește mult mai ridicați și ne rugăm Bunul Dumnezeu să ne aibă, să aibă în pază, să ne aibă pe toți. Și cine știe, să putem realiza și mai multe. Marcel este epitropul parohiei ortodoxe românești din Johannesburg. Încă de la sosirea pe continentul african, și-a dorit să ridice o biserică. Trebuia chirie, trebuia multe altele ajutoare și așa mai departe, la care s-a rezolvat, Dumnezeu nu l-a lăsat. Au organizat evenimente de strângeri de fonduri, totul pentru ridicarea bisericii. În tot ce se poate implica raportat la biserică, începând de la construcție, soțul meu împreună cu părintele și cu cei care erau implicați acolo, începând de la tot ce se poate, plantat de trandafiri, care am pus noi doi, aproape 50 de trandafiri am pus în fața bisericii. Noi doi și un băiat care lucrește acolo ne-a ajutat. De organizat tot ce s-a organizat până acum. Ne implicăm cât se poate și spiritual și fizic, dacă putem, cât ne mai țin puterile. Yeah. Nu mai suntem chiar așa tineri. Cu sufletul suntem, să știți. Acum, lângă biserică, vor să ridice o sală pentru activități sociale. Țelul nostru, împreună căruia se dedică permanent, este ridicarea sălii sociale, în care putem să ne bucurăm și noi cu asfintele la slujbă, cu oamenii, să facem cu copiii întâlniri. Fundația e gata și scările. Proiectul coordonat chiar de domnul Marcel și să ne dăjuim anul ăsta că nu ne împiedică prea mult din nou pandemia, dar avem încredere mare în Sfânta Trăință că o să fie. Da. Fi cu siguranță. Da. Însă pentru ei acasă nu a fost niciodată Africa. Vor să se întoarcă la Sibiu. Dar unde e acasă? Acasă e acolo unde sunteți dumneavoastră acum. Noi la Sibiu, de acolo da. Acasă e la Sibiu. Da. Acolo mergem cu drag și acolo intenționăm să ne retragem. Da.
Puteți să vă retrageți după o viață, cum ziceați, petrecută în Africa de Sud? Nu știm cum o să fie acomodarea sau știu eu. Dar dacă sufletul nostru a rămas acolo și sufletul nostru e român până în adâncuri, sigur o să fie bine. Asta intenționăm. Vroiam acum în urmă cu 2 ani să venim, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu epidemia asta și ne-a pus piedici. Altfel acum eram acolo și poate vorbeam față către față. Până la întoarcerea în țară, își alină dorul în Biserica Ortodoxă Românească din Johannesburg. Au pus o părticică din sufletul lor în ridicarea ei și chiar dacă greutățile pe care le-au întâmpinat deseori i-au copleșit, au reușit să lase în urma lor cel mai de preț dar pentru românii de acolo. Un lecaș de cult.